Bine și deja am început să tragă mie și cum văd ăștia. Uite pisică. Mai avem 53 de secunde. O trag și cu RPG-uri noi. Măcar nu știu unde trebuie să mă duc. Au, furtuna aia de nisip. Au, gata, deci tocmai a ajuns la noi și trebuie să intrăm în această clădire să ne adăpostim. Trag și eu așa, da, la bureanu. Bă, dar nu mai vreau să mai... Hai de price, hai! Deja a început să dărâme clădirile astea șubrede făcute din lemn sau... Bine, asta are și beton și cum se cheamă așa, dar majoritatea nu sunt așa. Și următorul etaj, nu mai e nimeni. Și încă un etaj și aici va trebui să așteptăm elicopterul ca să ne... Ce mai este acum din casă pe furtuna asta? Nu știu să stea înăuntru. Și gata. S-a dus și calea noastră. Deși se pare că vine fix înspre noi. Sărim așa foarte frumos, ne prindem de cea sărim. Capru. Au, și deja aproape nu se mai vede nimic. Să urmăm pe Christ. Iar mai avem puțin și murim.
mai au lanternele astea și putem vedea ca altfel. N-am avea nicio șansă să tragem, să-i nimerim. Haide, nu. Ce bine. Și a murit. A 15.000 oare, cred că nu știu să le mișe. Eu nu e tot trage. Și lasere sau nu? Nu avem? Să ridicăm pe Nicolae, care e pilotul la elicopter. Acum să fugim. Hai să vede un pic și soarele acolo. Parcă e apocalipsă. Ne urcăm în mașină. Și cred că am terminat. Să vedem dacă mai legeam. Da, eu sunt Mădălin. Aceasta a fost misiunea numărul 8. Pe data viitoare.